După cum v-am obișnuit și în anii trecuți, la momentul acesta noi decernăm premiile Bibliotecii Județene pentru anul 2022. Cel mai activ cititor în anul 2022 este Nedelcu Maria Cezara. Este prezentă? Așa. Elevul la școlii gimnaziale Vasile Cârlova din Târgoviște. Deși are doar 13 ani, este un cititor foarte activ al filialei pentru copii și chiar a impresionat-o pe doamna bibliotecar de la filiala pentru copii prin multitudinea cererilor pe care le transmite doamnelor de acolo. Felicitări! Și doamna mare, deci vei ajunge mare citind. Premiul pentru cel mai activ voluntar, domnișoara Vintilă Luiza Ana Maria. Are 17 ani, este eleva Colegiului Național Pedagogic Constantin Catavizunot din Târgoviște, la specializarea pedagogie. Și este voluntarul nostru de mai bine de un an, dar ea a fost utilizatorul nostru de mai mulți ani, este utilizatorul nostru și implicată activ și în organizare de evenimente și chiar inițiator de evenimente. Ai făcut o seară de film documentar? Ai organizat? Da? Așa. Felicitări și sper să rămâi în continuare voluntarul nostru sau nu se știe pe mai departe. Cea mai activă bibliotecă din județ pe anul 2022 este vorba de Biblioteca Comunală Omnița. O invităm alături de noi pe Violeta Dumitrescu, colega noastră. Am fost cu toții la biblioteca de la Omnița. Este o bibliotecă micuță, dar cochetă. O bibliotecă unde aflăm multe povești. Dar omul care face treaba acolo este Violeta și sufletul ei este cu totul în acea bibliotecă. Violeta, te felicit pentru tot ceea ce faci și ești un exemplu pentru noi toți și eu sunt mândră de tine. Am fost cu Violeta la un congres al ANPPR și am avut și o comunicare și vreau să vă spun că a ridicat sala în picioare, Violeta, cu comunicarea pe care a ținut-o. Și este un premiu care ne onorează, ne motivează, dar ne și obligă să facem lucrurile mai bune. Întotdeauna am avut ca mult o voce cu ce ai acolo unde te afli, dar fără pasiune față de meserie, fără oamenii pe care îi întâlnești și fără credință în Dumnezeu și în binecuvântările pe care ți le dă, nu se poate face nimic. Iar noi am spus, binecuvântați la Biblioteca Județeană, de doi oameni extraordinari, domnișoara manager și metodistul Vlăduț Andreescu, care a reușit să formeze o frumoasă familie de bibliotecari târgovițeni din care sunt mândră că fac parte. Și mulțumesc și la mulți ani avem o rețea, funcțională și o rețea cu oameni dedicați, chiar dedicați și ne mândrim la Târgovița cu acest lucru. Încă o dată să felicităm Violeta și... Dacă l-ați recunoscut, o să-l zi eu la maratonul tradițiilor târgovițene. Și un mesaj din partea noastră și din partea mea, în care am spus că lucrurile nu contează la viață, doar oamenii. Mulțumesc mult, Violeta. Violeta, ai și modul pe care se videază. Fă ce poți cu ce ai acolo unde ești. Asta încercăm să facem cu toți. Și împreună cu oamenii, pentru că mi-a plăcut foarte mult când cineva a zis că suntem ca stâlpii de pe marginea drumului, nu mai conectați lumina. Premiile acestea au fost susținute și de primăria municipiului Târgoviște și voluntarul cu cititorul au primit niște bănuți să-și cumpere ce cărți au nevoie și de asemenea și biblioteca comunală să-și cumpere de banii pe care i-am putut noi dacă prim ce cărți au nevoie în biblioteca. Și acum trecem la
ultimul premiu cel mai antic partener cultural. Problema a fost anul acesta că a trebuit să ne decidem cam greu, pentru că am avut mulți parteneri în 2022. Și atunci am luat hotărârea că n-am putut să alegem unul dintre ei și dăm la doi parteneri care au fost alături în activitățile noastre. Primul partener, Centrul de Arte Carmina Burana, coordonator Ana Maria Gheorghe. Ana, de asemenea, cunoașteți foarte bine, are școala Carmina Burana, oferă lecții de muzică, instrumente, pictură, teatru, dar noi o cunoaștem mai bine pentru implicarea ei în activitățile bibliotecii. Organizează audițiile muzicale pe Anonim, la filiala pentru copii. S-a implicat activ în nocturna bibliotecilor și de asemenea la salonul editorial și o felicit pentru toate lucrurile bune pe care le face cu copii. Felicitări! Acest premiu, această distinție foarte valoroasă pentru mine personal. Într-adevăr, am găsit în Biblioteca Județeană atât un partener, cât și un prieten de nădejde, alături de care facem lucruri foarte frumoase și știți foarte bine că lucrurile bune se fac cu greu și este nevoie de spirit de echipă, este nevoie de determinare, este nevoie de foarte multe calități pe care echipa Bibliotecii Județene, condusă de domnișoara Eric Agnes, au demonstrat că le au cu Hristos Lăuda. Mulțumesc încă o dată și voi încheia cu un călduros la mulți ani bibliotecarilor din Bobita. Și acum am plăcerea să-l invit alături de noi pe domnul George Simion Nene, al doilea partener al nostru cel mai activ în anul 2022, Elegant Dance Academy. Felicitări pentru lucrurile frumoase, foarte frumoase pe care le faceți. Academia de dans Elegant s-a implicat în nocturna bibliotecilor, a venit cu un grup de fete care au dansat foarte frumos și domnul Simion aici de față a venit cu soția atunci și ne-a oferit un dans în trei, extrem de emoționant. Iar la salonul editorial, dacă vă uitați pe ecran, deci surpriza a fost maximă și cred că vă amintiți momentul în care tot centrul vechi au lăsat mesele pe unde fiecare servea ce avea pe acolo și s-au adunat ca să-i se privească. Mulțumim foarte mult pentru deschiderea pe care ați avut-o. Eu am avut așa o reținere, nu știam dacă veți accepta să veniți înspre noi și am fost extrem de bucuroasă când ați acceptat lucrul acesta și de asemenea nu scăpați. Aș vrea să mulțumesc bibliotecarilor care sunt și dansatori, avem și printre noi oameni care fac dans și ne bucurăm foarte tare că pot îmbina aceste două arte, ca să zic așa. Și mulțumim și pentru muzică, Ana, și mulțumim copiilor care fac dans. Avem aici și un instructor de pregrad de dansă populară, Costi, și cred că mai sunt dansatori, sau părinți de dansatori, de pitici. Vă așteptăm la dans și vă mulțumim frumos! Noi mulțumim!